Iar PSD a cedat în ședința coaliției în fața liberalilor. Marcel Ciolacu a decis să treacă proiectul de ridicare a plafonului de neimpozitare a pensiilor prin Parlament și a renunțat la ordonanța de urgență pe care voia să o dea. De asemenea, în coaliție s-a decis și adoptarea prin ordonanță de urgență unui pachet de măsuri care prevede, printre altele, actualizarea plafoanelor privind voucherele de alimente de 250 de lei plătite odată la 2 luni și menținerea plafonului de 90% din compensarea medicamentelor. Potrivit liberalilor, varianta cea mai sigură de implementare a ridicării plafonului de neimpozitare a pensiilor este trecerea prin Parlament, mai ales că proiectul depus de Raluca Turcan a trecut de Senat și este deja la Camera Deputaților, cameră decizională. Logica ar trebui să ne conducă la un vot rapid în Camera Deputaților și în felul acesta vă răspund și dumneavoastră. Acest proiect a trecut de Senatul României, a fost votat în unanimitate, se află la votul final în Comisiile de Buget, Finanțe și de Muncă și în câteva ore ar putea trece de votul în Camera Deputaților, pentru că proiectul acesta de creștere a plafonului de impozitare la 3.000 a pensiilor a fost gândit într-o coerență logică. Mai mult, o ordonanță de urgență în acest sens ar fi riscat să aibă probleme de constituționalitate. Se creează o premiză de neconstituționalitate și putem vulnerabiliza o măsură foarte importantă prin faptul că guvernul intervine printr-o ordonanță de urgență în condițiile în care în Camera Decizională există un proiect de lege pe aceeași temă. În paralel, Nicolae Ciucă a anunțat că banii pentru toate majorările de pensii și pentru ridicarea plafonului de neimpozitare la 3.000 de lei există. Ministrul de Finanțe, care a venit și a prezentat asigurarea fondurilor necesare pentru casa de pensii, astfel 12,5 miliarde de lei vor fi virate casei de pensii pentru a putea să efectueze la timp plata pensiilor în conformitate cu prevederile noii legi.